Am venit astăzi în inspecție la baza sportivă Carpați, de pe strada Zizinului, pentru a vedea stadiul lucrărilor, lucrări care au demarat, ordinul de începere fiind semnat în 7 martie anul acesta și durata totală fiind de 18 luni. Este o bază sportivă de care Brașovul are nevoie, care vine să completeze partea de infrastructură cu câteva elemente care lipsesc la ora actuală municipiului nostru. În primul rând, o pistă de alergare de 400 de metri, o pistă omologată de 4 culoare, un stadion cu suprafață de joc sintetică, un stadion la dimensiuni oficiale. Partea de suprafață de joc o dezvoltăm împreună cu Federația Română de Fotbal și avem nevoie de astfel de terenuri în Brașov, mai ales dat fiind interesul și volumul de practicanți la nivel de copii și juniori. Și totodată de o sală sportivă complet utilată, o sală de sport care, de asemenea, cu întreaga bază, va avea principal beneficiar liceul sportiv, dar în afara programului didactic va fi folosită și de către cluburi din Brașov, de către practicanți de sport brașoveni. Prin urmare, baza Carpați va fi cea mai modernă bază din Brașov și complet utilată pentru practicarea multor sporturi. Este un proiect care sperăm să fie gata înainte de termenul de 18 luni, care se va împlini la începutul lunii septembrie anul viitor. Și am avut discuții cu constructorii. Anul acesta încercăm să finalizăm suprafața de joc pentru fotbal, deci partea de gazon sintetic împreună cu Federația Română de Fotbal, astfel încât încă din această toamnă micii fotbaliști să poată să folosească acest teren. La momentul de față se efectuează lucrări la sala de sport, s-au finalizat fundațiile în proporție de 80%, s-a decopertat terenul ce ține de pista de atletism și terenul de sport, se vor executa în continuare fundațiile la partea de tribune, de gradene. În perioada următoare se vor începe lucrările de instalații exterioare, atât electrice, sanitare, pluviale, canalizare.